Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou review aici la Cu și despre mașini. O parte dintre voi mi-ați cerut în comentarii să fac review-uri la mașini accesibile, mașini pentru muritorii de rând. Și eu încerc să vă ascult de fiecare dată, iau feedback-ul vostru foarte serios și vreau ca acest canal să vă fie util în momentul în care vreți să faceți o achiziție auto. Așa că astăzi testăm o mașină dintre cele mai ieftine pe care poți să ți le cumperi în România și în Europa în ziua de azi. Da, noul Citroen C3. De ce spun noul Citroen C3? Mașina aceasta a ajuns la a treia generație, iar a treia generație, lansată în 2016, a primit anul acesta un facelift, așa cum se întâmplă la orice producător, la orice model. E bine, faceliftul aduce câteva elemente noi, dar ce vreau să spun dinainte de a ne apuca de discutat și disecat această mașină este că Citroen C3 a avut o istorie extrem de interesantă. Inițial era o mașină, era un hatchback compact și acum poate fi numit un hatchback compact, deși alura este un pic mai spre crossover, așa, pentru că are un greenhouse extrem de înalt. E cea mai înaltă mașină din segmentul ei. Dar, deși are acest aspect un pic mai ciudățel, trebuie să știți că Citroen C3 este cea mai bine vândută mașină a producătorului francez în acest moment. Motivele sunt destul de evidente, dacă mă întrebați pe mine, și au foarte mult de-a face cu prețul foarte mic al acestei mașini, nu numai în România, ci și în Europa. Dar vom vorbi despre asta puțin mai târziu. În ceea ce privește designul exterior al lui C3 facelift, veți observa că sunt diferențe micuțe, dar observabile totuși față de predecesorul său. Mare parte dintre ele s-au întâmplat în față, unde avem o grilă redesenată ceva mai mare, avem trei blocuri optice și înainte aveam, dar acum acest bloc optic central, practic de aici se proiectează lumina, aici avem faza scurtă și faza lungă, e ceva mai proeminent și poți să-ți cumperi mașina cu tehnologie LED de la Citroen, iar partea aceasta de sus, acest bloc optic este practic toată partea din față este un pic mai agresivă față de înainte, dar în continuare se înscrie în liniile generale de design de la Citroen. Dacă ați văzut un Citroen din ultimii ani, veți observa elemente similare, de exemplu cum ar fi încastrarea siglei în partea frontală a mașinii, dar și acest design cu trei blocuri optice. Din lateral nu s-a schimbat mare lucru, avem câteva opțiuni noi de roți. Mașina pe care o conducem noi astăzi are roți pe 16 și vine echipată cu cauciucuri Michelin, ceva ce nu prea vezi în acest segment, pentru că, așa cum știm cu toții, cauciucurile Michelin sunt premium, sunt de cea mai bună calitate și sunt scumpe. Fiind scumpe, foarte mulți producători, mai ales pe mașinile de volum și de preț mic, evită să le monteze, pentru că cresc prețul final al mașinii. Dar, dacă avem de-a face cu un brand francezesc, cauciucuri francezești, e de înțeles. Pe mașina noastră avem și aceste bumps care au fost introduse pe Cactus acum ceva timp și sigur le recunoașteți, le-am avut și pe C5-uri pe care le-am testat mai devreme anul acesta și sunt făcute în așa fel încât să protejeze mașina în parcări. Și în România a început să fie din ce în ce mai pregnantă această problemă, dar în statele vestice veți observa că oamenii pur și simplu nu au grijă când deschid portiera și mie mi se pare o chestie extrem de bună. Trebuie să știți că nu vine standard această protecție pe uși. E o opțiune și pe versiunea de bază a lui C3 nu există, nu este inclusă. Tot din lateral veți observa designul în două culori al acestei mașini. Avem partea de sus făcută în alb cu niște elemente care mimează lemnul, să-i spunem. Partea asta de sus este practic un autocolant. Și aici avem iarăși o inserție care mimează lemnul. Nu știu exact cine s-a gândit la acest design, dar sincer nu arată rău. Nu știu de ce ai vrea să ai lemn în partea de sus a acoperișului, dar nu arată rău deloc. E o combinație foarte interesantă și e clar că din cauza designului, oamenii care își vor cumpăra C3 vor fi ceva mai non-conformiști. Dar vom vorbi despre asta puțin mai încolo. Dacă în partea din față avem de-a face cu un design care chiar poate fi observat și notat ca nou, cu acele faruri noi, cu acele
elemente în grilă noi și așa mai departe. În spate, diferențele sunt și mai mici față de predecesor. Practic, sunt limitate la stopuri, care acum au un design subtil, nou, cu niște elemente 3D de iluminare, dar cam atât. Cam atât. Culoarea mașinii este gri, gri sablă se numește în franceză. Cred că am pronunțat greșit. Da, și cam atât. Nu avem țevi de evacuare pe această mașină. Nu cred că are rost să evidențiem chestia asta. Nu e o mașină cu pretenții sportive. E o mașină menită să-ți facă viața mai ușoară prin oraș. E mai mult un urban cruiser decât un racer. Portbagajul are 300 de litri. Din păcate, buza de încărcare e destul de înaltă. Deci când vei avea de băgat lucruri în portbagaj, aici vei avea de ridicat un pic până la nivelul portbagajului. Se pot rabata și scaunele pentru ceva mai mult spațiu și în momentul în care rabatezi scaunele, datorită înălțimii mai mari a lui Citroen C3, ai cel mai mult spațiu de depozitare din acest segment. Voi vorbi despre asta și puțin mai târziu. Overall, o mașină relativ practică, vorbim de o mașină de segment mic, deci nu putem să ne rodăm cu numere foarte mari. 300 de litri ar trebui să fie de ajuns pentru folosirea ei așa cum a fost gândită, respectiv prioritar prin oraș. Haideți să ne urcăm și în interior să vedem cum stau lucrurile acolo. La interior lucrurile devin din ce în ce mai bune. Ce îmi place foarte mult la C3 este faptul că are un interior chiar special. De altfel, brandul franțuzesc ne-a obișnuit cu chestia asta, la fel și fraților de la Peugeot, care pe parte de design stau extrem, extrem de bine. De modificat, nu s-a modificat mai nimic în interiorul noului C3, dar putem să discutăm despre ergonomie și design. Materialele sunt, din păcate, nu de cea mai bună calitate, vorbim totuși de o mașină a cărui principal avantaj este prețul. Deci avem de-a face cu plastice destul de dure pe uși, avem chiar și pe consola centrală plastic dur, chiar și pe bord e un plastic dur și aici e un plastic dur, cam peste tot e un plastic dur, dar suprafețele cu care ai tu contact în mare parte din timp sunt de o calitate ceva mai bună. De exemplu, volanul e îmbrăcat în piele pe această mașină, pe schimbător iarăși avem piele, pe frâna de mână avem piele și scaunele au piele la capetele lor. Știu, sună foarte ciudat, dar au piele în partea din față a șezutului și în partea superioară a spătarului, la fel și pe tetiere. E un design ceva mai non-conformist al scaunelor, dar mie îmi place cum arată. Da, mare parte din scaun, din suprafața scaunului, acoperită într-un material textil care arată bine. Nu știu cât de bine o să reziste în timp, eu zic că o să reziste destul de bine. Dar problema scaunelor este că nu au reglaj lombar, în primul rând, și deși sunt moi, mai moi decât pe alte mașini, nu pot să spun că am stat extrem de confortabil în ele. Și mai intervine o problemă, respectiv, probabil că ați observat în această zonă, nu avem cotieră. Adică, ok, avem cotieră, dar e ceva în stilul pe care îl găsești în microbuze, da? Deci e doar o bucățică, o stinghe aici, pentru șofer. Acum, în mod teoretic, studiile arată că faptul că ai cotieră într-o mașină îți dăunează pe termen lung, dăunează pe termen lung sănătății, pentru că dezvolți scolioză, stând tot timpul așa într-o parte, sprijinindu-te pe cotieră. Și înțeleg că cei de la Citroen s-au gândit la sănătatea mea, pentru mine cel puțin probabil prea târziu, dar m-am obișnuit cu cotiera și dacă ești o persoană ceva mai lată în spate, nu prea vei putea folosi cotiera asta, va trebui să stai așa, cu umărul un pic sus, nu prea e utilizabilă. Și repet, din moment ce te-ai obișnuit să folosești cotiera în mașina ta, o să ți se pară destul de inconfortabilă mașina. Mai intervine și faptul că pe panourile ușilor veți observa că avem niște mânere ceva mai speciale. Aceste mânere sunt practic o replică a celor pe care le găsești pe niște geamantane. Arată extrem de bine, mie chiar îmi place ideea. Problema pe care o am cu panoul de ușă este că ai această bucată foarte butucănoasă care intră în spațiul tău din mașină și deși conștient nu prea observi chestia asta, inconștient ai tendința să stai un pic spre dreapta pentru că ai acest întreg butuc pe panoul de ușă și neavând nici cotieră,
nu știu, nu m-am simțit confortabil în această mașină. Eu sunt și o persoană destul de mare, mașina este foarte mică, deși de afară pare ceva mai mare decât 208, dacă te uiți pe specificațiile tehnice, C3 este chiar mai scurt decât 208. Avantajul pe care îl are mașina asta este înălțimea. Caroseria e destul de înaltă, așa cum vă ziceam, greenhouse-ul e înalt și atunci ai impresia de spațiu, ai impresia de mult mai mult spațiu decât în toate rivalele ei. Ăsta e un avantaj foarte mare. Dar e și limitat de această lipsă de ergonomie. Nu știu cum au gândit-o exact. Pentru persoanele mai măricele cum sunt eu, pur și simplu nu este destul loc. Te simți un pic înghesuit. În rest, designul v-am spus deja că îmi place. Consola centrală e îmbrăcată într-un plastic ceva mai dur în partea de sus. Iar aici avem o imitație de lemn. E practic un vinilin care este, cum să zic, în oglindă cu partea superioară a scaunelor. E o tentă foarte interesantă de a face lucrurile să se simtă un pic premium fără a cheltui foarte mulți bani. Ce mă omoară pe mine sunt aceste guri de ventilație care nu sunt exact simetrice. Ai doar pe lateralele lor butoane de reglaj al direcției și OCD-ul meu a început să facă urât când m-am urcat în mașină. Avem un ecran poziționat un pic mai jos decât în mod normal, dar mie îmi place extrem de mult această poziționare. Nu-mi plac în mod necesar display-urile puse pe bord, ca un fel de lipsă de imaginație. Și mai mult decât atât, așezarea aceasta mi-aduce aminte de casetofoanele vechi, nu știu dacă ați avut și voi, acele casetofoane 2DIN din mașinile ceva mai vechi, mai ales cele care aveau ecran retractabil. Pentru că ai această bucată rotundă aici jos, care îți dă impresia că acest ecran ar putea să coboare și să urce. Foarte interesant, iar plasticul de pe aceste butoane este de o calitate mai bună decât plasticul din restul mașinii pentru, așa cum vă ziceam, a-ți oferi o impresie mai plăcută, pentru că e o suprafață pe care vei pune mâna. Sistemul de infotainment este clasic pe jos Citroen, pe care îl știm deja. Avem un ecran ceva mai mic și pe lateralul ecranului scurtăturile pentru diferite funcții. Vine mașina, dacă vrei, cu Apple CarPlay și Android Auto cu cablu. Aici e conectorul, avem și o priză de 12V și având Android Auto și Apple CarPlay, toate problemele legate de infotainment dispar. Tot aici în porțiunea de jos mai am un minus de arătat. Aceste suporturi de pahare sunt extrem de mici. Ca să vă faceți o idee, am aici o sticlă de cola, da? Care nu încape. Nu încape. Nu prea poți să pui mare lucru aici, din păcate. Probabil va fi folosit acel loc pentru monezi și așa mai departe, deși mai avem aici un spațiu pentru monezi. Da, eu sunt foarte înguste, în primul rând. Diametrul e foarte mic al acestor suporturi și nici înălțimea nu te ajută foarte mult. În față avem diagrama pentru cutia de viteze, care nu are un buton de blocare, cum mai pe 99% din cutii, pur și simplu apeși pe frână și se deblochează acest selector de cutie de viteze. Și mai avem și un buton S acolo, de la Sport. Da, nu știu dacă l-am folosit, dar nu se simte mare diferență în modul în care se conduce mașina. Volanul, în schimb, este foarte plăcut la atingere, e o dimensiune corectă și nu mai avem iCockpit, sistemul instrumentar de bord cu proiecții holografice pe care l-am avut pe C5, de exemplu. Avem un instrumentar de bord clasic, analog, cu un ecran în mijloc care îți arată diferite informații legate de mașină. Foarte simplu, foarte ergonomic, îmi place, sincer, această abordare simplă pentru o mașină de buget, repet. Hai să ne urcăm puțin și în spate, să vedem cum stau lucrurile acolo și apoi să ne punem la drum. Am schimbat puțin registrul decât de obicei. De obicei știți foarte bine că stau în spatele scaunului șoferului cu poziția scaunului așezată în poziția mea confortabil la condus. Din păcate, în această mașină nu încap în spatele scaunului reglat pe înălțimea mea. Dar m-am așezat pe scaunul din spatele scaunului pasagerului pentru a vă arăta cam cât loc este. Și sincer, dacă scaunul este dat puțin mai în față decât, cred că diferența undeva la 15 cm, am loc aici în spate. Ceea ce este un mare, 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 mare plus. Și chiar am loc confortabil chiar și la cap, dar ating puțin, ating când stau perfect drept, dar dacă mă las puțin mai jos și am loc la genunchi, cred că aș putea să fac o călătorie ceva mai lungă stând aici în spate, atâta timp cât persoana din fața mea e un pic mai scundă. E un cap
Dacă ar fi să mă așez pe scaunul pasagerului acum în cap, accesul e un pic mai greu pentru că acoperișul coboară puțin pe lateral și scaunul e un pic mai sus, nu are reglaj pe înălțime. În cap, intrarea va fi puțin mai grea, dar aș avea loc în față. În schimb, în scaunul șoferului, dacă mi l-aș da mai în față, nu aș putea să controlez în absolut confort și siguranță mașina. Deci, da, sunt impresionat de cât loc am aici în spate. Mașina vine standard cu geamuri manuale pe spate, dar noi avem geamuri electrice pe această mașină. E destul spațiu, scaunele sunt confortabile și chiar mi se pare o opțiune foarte bună. Mi se pare mai spațioasă decât 208 în spate, mai ales datorită acestui acoperiș ceva mai înalt. Da, nu e rău deloc. Hai să ne urcăm și la volan și să vedem cum stau lucrurile și de acolo. Acum că ne-am urcat la volan, haideți să vorbim și despre ce se ascunde sub capota acestui monstru. Citroen C3 vine teoretic cu 3 opțiuni de motorizare și 2 opțiuni de cutii de viteză. Teoretic, Citroen C3 vine cu 3 motorizări, dar depinde foarte mult de țara în care te afli. În România, la momentul filmării, erau disponibile doar 2 motorizări, ambele pe benzină, ambele cu motorul de 3 cilindri, 1,2 litri PureTech. E un propulsor pe care l-am mai testat de multe ori aici pe canal, pentru că este folosit de mașinile din grupul PSA, respectiv Peugeot, Citroen și în curând Opel. E un propulsor decent, bine echilibrat pentru un motor cu 3 cilindri. E a nu știu câta oară când îl testezi. Singura parte deranjantă la el este sunetul, care nu este tocmai cel mai plăcut din industrie, dar e o chestie peste care poți trece. Motorul pe care îl conducem noi este cel de top. Așa cum vă spuneam, sunt două versiuni. E o versiune de 84 de cai și o versiune de 110 cai. Noi avem versiunea turbo de 110 cai, cuplată la o cutie de viteze automată de la Aisin cu 6 rapoarte. De ce cu 6 rapoarte? Probabil că unii dintre voi știți că la Peugeot 208, de exemplu, care e practic un rival pentru această mașină, deși sunt făcute de același producător, același grup mamă, ați observat că acolo aveam o cutie cu 8 trepte. Ei bine, pe Citroen C3 avem o platformă ceva mai veche, iar asta se simte în anumite locuri, cum ar fi, de exemplu, faptul că aveam această cutie de viteze cu 6 rapoarte, nu cu 8. De exemplu, se simte la puntea spate, unde avem o punte rigidă. Pe față avem un setup McPherson, dar nu e o problemă atât de mare și până la urmă vorbim de un model de buget. Întotdeauna mașinile de buget vor avea tehnologie ceva mai veche, platforme pe care le vor folosi ceva mai vechi. Dacă tot am menționat suspensia, ar trebui să vă spun că nu este deranjantă sub niciun fel. Bineînțeles, avem și roțile pe 16 cu cauciucuri destul de cărnoase, care pun destul de multă distanță între jantă și asfalt și asta ajută la suspensie, dar chiar nu am simțit suspensia deranjantă, e confortabilă. Și pe față și pe spate, nu cred că ai nevoie de suspensie independentă pe spate pe modele de acest tip, mai ales din moment ce pe C3 nu poți să-ți cumperi tracțiune integrală de niciun fel, deci nu ai nevoie de așa ceva. Motorul răspunde foarte bine, are 205 Nm de cuplu, resurse absolut ok pentru utilizarea urbană și extraurbană, de altfel mașina merge foarte bine. Nu poți să ai pretenții sportive de la ea, așa cum vă spuneam deja. Nu este făcută pentru așa ceva. E făcută pentru a fi utilizată de oameni în mod normal, curent, pentru nevoile lor zilnice. Și trebuie să menționez totuși ceva. Dacă acest greenhouse, această caroserie ceva mai înălțată, are avantajul de a oferi mai mult loc în interior, mai mult spațiu la cap și o senzație de mai mult loc în interior pentru cei care se află în mașină, tot acest design vine și cu dezavantajul de a ridica centrul de greutate al mașinii. Oricum, mașina are o gardă la sol destul de mare, undeva la 12-13 cm, nu mai știu exact numerele. Deci, o gardă la sol destul de înaltă, care
ridică centrul de greutate al mașinii cu totul. Și având și acest design ceva mai înălțat, iarăși centrul de greutate ceva mai sus. Iar la viteze mai mari, mașina nu îți oferă la fel de multă încredere cum îți oferă un 208. Dar pe de altă parte, 208 e și pe o platformă ceva mai nouă. Acestea fiind spuse, C3-ul nu-ți dă aceeași încredere și o senzație de sportivitate pe care ți-o dă 208. E normal până la urmă, cred că se adresează totuși segmentelor, unor segmente diferite per total. Mașina accelerează destul de bine până pe la 100-110 km pe oră. E super ok de folosit în absolut orice fel de situație. Nu, pe autostradă, peste 130 de km la oră, centrul de greutate și forma ei, faptul că e destul de ușoară, o fac un pic ezitantă. Nu aș spune că îți inspiră încredere la viteze ceva mai mari. Prin oraș, în schimb, cred că acolo mașina asta va fi folosită cel mai mult și este absolut superbă de folosit. Aceste geamuri înalte îți oferă o vizibilitate extrem de bună în față, stânga, dreapta, chiar și în spate. Compact, faptul că mașina este compactă îți permite să o parchezi cam peste tot. Iarăși un lucru foarte bun prin oraș. Garda ceva mai înaltă la sol îți permite să abordezi chiar și ceva borduri, chiar și ceva zone cu asfalt imperfect. Iarăși super ok. Mașina, sincer, absoarbe imperfecțiunile din asfalt foarte bine, mai ales cu puntea față. Când ai de grob ceva mai măricele, puntea spate care e rigidă își va spune cuvântul, se va auzi un pic mai rău. Dar de obicei, dacă iei o groapă ceva mai mare, o iei cu roțile din față și puntea spate e salvată de chestia asta. Ca și spațiu, ca și ergonomie, e super ok mașina. Izolarea fonică e decentă, dar nu aș putea spune că e cea mai bună din segment. Acest titlu se duce la Peugeot 208. La viteze peste 100 de km la oră, deja sunetul din cabină e observabil. Repet, asta e și din cauza profilului mașinii, care nu este cel mai aerodinamic, dar așa cum am spus deja de câteva ori, devine repetitiv. Cred că mașina asta a fost gândită în primul rând pentru oraș. Acum haideți să vorbim și de consum. În București, consumul pe care l-am observat eu a fost în jur de 9. Trebuie să menționez că a plouat destul de mult și traficul a fost destul de nasol zilele astea. Un vârf de consum observat în București a fost de 10,5. Acesta a fost înregistrat într-o vineri, după amiază, o vineri extrem de ploioasă și aglomerată. Cred că mai mult de 10,5 nu veți scoate cu mașina asta. În afara orașului, consumul mediu pe DN, de exemplu, unde fac eu testele cu consum pe DN, a fost în jur de 5,5. Pe autostrada, la 130, consum a fost 7,5. E normal, având în vedere că viteza maximă acestei mașini e de 200 și ceva de kilometri la oră, iar eu am mers cu 130 constant pe autostradă, e normal să consume ceva mai mult. O împingeam destul de mult aproape de limitele ei. Ce aș mai vrea să menționez este faptul că se cunoaște că această mașină merge pe o platformă ceva mai vechiuță. În primul rând datorită cutiei sau din cauza cutiei în 6 rapoarte, care, sincer, nu este cea mai bună din segment. Problemele clasice pe care le-am mai observat și în trecut la cutiile iSIN de pe modelele PSA sunt ceva mai evidente pe această mașină. Cutia e ceva mai veche și în primele trepte de viteză schimburile sunt sesizabil ceva mai stângace. Practic pare că mașina stă într-o treaptă mai mult decât ar trebui să stea și când schimbă simți uneori, cum să spun, e ca și cum ai schimba în forță, deși mașina nu este forțată deloc. Deci simți niște smucituri în momentul când schimbă în primele 3 trepte de viteză. Apoi nu ai probleme și chiar și în depășiri, cutia răspunde bine atunci când ai nevoie să accelerezi, de exemplu, retrogradează rapid. Nu aș putea să mă plâng de asta. Singura problemă pe care o am cu cutia, v-am spus, e în primele 3 trepte, mai ales într-un trafic ceva mai greu. Acolo se simte cel mai mult lipsa de rafinament a acestei cutii. Dacă vă uitați în gama PSA, veți observa că pe măsură ce plătești mai mult, e absolut normal, pe măsură ce plătești mai mult, deși cutiile sunt aproape la fel, de multe ori sunt fix aceeași cutie de viteze, ele sunt totuși setate din ce în ce mai bine. De exemplu, pe DS7, abia dacă am observat probleme de acest gen pe cutia iSIN, dar cu 8 rapoarte, da. Deci se vede faptul că în funcție de câți bani dai, primești și ceva mai multă tehnologie, ceva mai mult rafinament și așa mai departe.
E o chestie de care trebuie să ții cont, bineînțeles. Dar dacă e să vă fac și o recomandare, da? Deci hai să trecem la concluzii. Ce vă recomand eu cu privire la această mașină? Mi-ați spus să testez mașini mai ieftine. Iată că vă ascult. O mașină mai ieftină decât asta e mai greu de găsit în România. Încă găsiți pe stoc versiunile pre-facelift ale acestei mașini, care au aceleași motoare, cutii și așa mai departe. Diferențele sunt de design, la sub 10.000 de euro. Deci pleacă de la 9.500 de euro un model vechi C3 cu diferite bonusuri. Mă rog, poți să-l iei destul de ieftin. Și mașina asta pornește de la 12.500 de euro. La banii aceștia, bineînțeles, nu te poți aștepta la lux. Întotdeauna mașinile trebuie comparate cu rivalele din același segment și din același segment de preț, da? Iar rivalii pentru această mașină sunt Ford Fiesta, sunt Renault Clio, Peugeot 208, mașini de această statură. C3 este printre cele mai ieftine, 208 este printre cele mai scumpe din acest segment. Dar la banii ăștia poți să-ți cumpere o mașină nouă. Și nu veniți cu chestii de genul: vai, păi pe 12.000 de euro să vezi mare seria 5, ce-mi iau. Nu asta e ideea. Mașina asta se adresează oamenilor care vor să își cumpere o mașină nouă. O mașină cu privire la care să nu-și facă griji, să se gândească că vai dacă se strică, vai nu știu ce. Are garanție, 2 ani de zile nu ai treabă cu mașina asta. Chiar dacă se strică, e acoperită de garanție. E o mașină care se adresează celor ce vor o mașină nouă și au bani să-și cumpere o mașină nouă. 12.500 de euro e prețul de pornire și, ca în cazul multor alte altor mașini mai ieftine pe care le-am prezentat aici, totdeauna vă spun că cheia la o astfel de mașină este cum o configurezi. Recomandarea mea ar fi să nu investiți foarte mult în anumite lucruri. De exemplu, ca recomandare aș merge pe motorul de 1.2 benzină de 84 de cai, pentru că oricum nu vei face curse cu mașina asta și are destule resurse pentru această caroserie, acel motor. V-aș recomanda să mergeți pe o cutie manuală, nu v-aș recomanda cutia automată, mai economisiți niște bani acolo, pentru că pe astfel de mașini pur și simplu nu merită să cheltui foarte mulți bani, pentru că în momentul în care începi să adaugi opțiuni, începi să intri în teritoriul altor modele și atunci nu mai e un deal foarte bun pentru tine. Deci, ca recomandare, eu aș merge pe motorul cel mai puțin puternic, ăla de 84 de cai, 1.2 benzină, cutie manuală și de banii economisiți comparativ cu mașina pe care o testăm noi, adăugați opțiuni pentru interior, faceți-vă interior ceva mai drăguț. V-aș recomanda aceste scaune care arată foarte bine. Din păcate, dacă nu mă înșel, sunt disponibile doar pe pachetul superior de echipare. V-aș recomanda acest ecran touch aici cu conectivitate Bluetooth și Apple CarPlay și Android Auto. V-aș recomanda să le luați pentru că vă ajută destul de mult. În rest, vă las să vă configurați voi cum vreți mașina. Deci, ideea la mașinile de volum, mașinile ieftine, este să țineți prețul în limite acceptabile atunci când le configurați, pentru a obține un pachet foarte bun, un raport calitate-preț foarte bun. Mașina se începe de la 12.500 de euro, mașina pe care o testăm noi este 17.600, n-aș putea spune că e scumpă, dar nu este nici ieftină și este echiparea de top, are cam tot ce poți să spui pe un C3. Dar v-am spus, ideea este să păstrați un echilibru foarte bun între prețul plătit și ceea ce primiți când vorbim de mașini ieftine. Acestea fiind spuse, ăsta a fost review-ul meu cu Citroen C3, varianta 2020 facelift. Sunt sigur că nu am spus tot ceea ce voiați voi să aflați. Lăsați-mi întrebările voastre în secțiunea de comentarii de mai jos despre această mașină. Vă răspund cu mare plăcere la orice fel de întrebare aveți. Nu uitați să mă urmăriți pe social media, nu uitați să dați subscribe acestui canal, pentru că știu că 70% din cei care se uită la aceste clipuri nu dau subscribe. Dacă ați găsit chiar și o informație utilă în acest clip, cred că merită un subscribe, să vă mai dau și altfel de informații pe viitor, ajută foarte mult canalul. Deveniți membri dacă vreți, avem acolo clipuri exclusive doar pentru membri și până data viitoare nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!